Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să discutăm despre Momo. Big Wolf! Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să discutăm despre Momo. Și să vă spun părerea mea despre jocul Momo sau ce-o fi chestia, habar n-am. În primul rând vreau să vă spun o chestie, că acel Momo este acest Momo. Da, este o sculptură, atâta tot, asta e tot, este doar o sculptură. Se pare că acest Momo s-a răspândit destul de repede pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, WhatsApp, tot. Se pare că acest Momo este Balena Albastră 2.0. Pentru că din câte am aflat pe YouTube și pe alte site-uri, se pare că Momo face același lucru ca și Balena Albastră. Momentan, din câte am auzit, există doar un singur caz undeva în Argentina, parcă. Se pare că o fată de 12 ani s-a sinucis din cauza acestui joc. Pentru că acei hackeri, oameni, o speriau cu mesaje de genul că o să vin la tine acasă dacă nu faci aia sau chestii de genul acesta. Și ea a decurs la sinucidere ca să scape de toate chestiile alea. Momentan nu știu dacă e foarte adevărat tot ce se întâmplă de față. Din câte am înțeles, numărul este deja blocat în unele țări. Dar na, totul a început de la acea fată care cică a murit în spatele casei și poliția când a venit a găsit pe telefonul ei niște mesaje către Momo. Da, foarte convingător, n-am ce spune, să-mi bat pixul. Pentru că, na, numărul funcționează doar la 3 dimineața. De ce funcționează la 3 dimineața? Ca să apară videoclipul pe YouTube, că am sunat-o pe Momo la 3 dimineața, vai de cap meu, mânc ficatul. Vă spun de pe acum că eu nu o să mă trezesc la 3 noaptea ca să scriu mesaje la nu știu cine, pentru că eu am serviciu și am și un orar care trebuie să le respect. Deci, cam atât am vrut să vă spun, salutare, să aveți o zi plăcută. Pa, pa!